ca să înțelegeți cât de băiat bun sunt, deși fac emisiune dimineața și mă trezesc la 5 și un sfert, am venit până în mijlocul lui nicăieri, ce la capătul... Ce povestesc la ora 4? Păi n-am dormit. Păi și ce contează? Ca să mă întâlnesc cu Joe și să fac un interviu pentru prietenii de la Coke Stream. Și toate astea pentru că I'm in love with the Coke Stream. N-ai zis asta? De ce? Drepturi de autor la Diana. Ok, ea a venit cu ideea. De fapt, nici măcar ea e Diana Piaru. De fapt, ar trebui să sune altfel toată chestia asta. Mă ajuți? Da. 3, 2, 1 și... I'm in love with the Coke Stream. Ok. Am venit până aici, mi s-a spus în felul următor, citeam. Întreabă pe joc câteva lucruri despre cariera ei. Un mic bio despre Jo. La ce vârstă ai început să cânti? Jo. Jo. Okay. La ce vârstă ai început să cânti și care au fost artiștii care te-au inspirat? Super. Cred că a primit întrebarea asta doar de 1.745.852 de ori. Nu, dar știi care e faza? Că nu am început să cânt la o vârstă. Eu am început să cânt când aveam, cred că, nu știu, când am început să vorbesc, de fapt, sau când am început să scot niște sunete. Deci de la 2 ani? Pe acolo. Și eram în fața reclamelor la televizor și cântam, știi, și făceam chestia asta. Ai mei au auzit, nu m-au băgat în seamă. După care a venit o profă de muzică de la școală care a acționat. Care a știut să pună punctul pe ei. I-a luat pe mei la o serbare, m-au auzit și de acolo a început toată nebunia. Mamă. Ce ascultai tu când erai mică? Ce te... Andre! NMD! Da, și eu! Da, serios, chiar ascultam! De ce mișto! Genius, știi? Nu, no. Adică știu, trist, știu, dar nu eram și așa. Și acolo, ăla e macho. Da, mă, eram mică, mică. Ok. Ola, e sexy, baby, ola. Știe, asta zic. Da. Dar dintre artiștii de acum, foarte în vogă, cine te... Cine mă inspiră mult, dar în ultima vreme îmi place că s-a creat așa un nou curent, zici că e un nou stil muzical, știi că zici stilul The Weeknd. The Weeknd? Da, deja... Domnul Abel Tesfaye? Exact, cum Tesfaye, da, Abel, oricum. Și ești gen fană? Adică tu cauți chestii despre omul ăsta pe net? Caut în condițiile în care caut în primul rând despre muzica lui. Știi, nu-mi place să... caut mai mult de atât, pentru că nici mie nu-mi place să caute lumea mai mult de atât despre mine. Și mie îmi place The Weeknd, dar cred că îmi place mai mult decât îți place ție. Nu cred că îți place mai mult decât îmi place mie, pentru că n-ai cum să înțelegi chestia asta mai bine ca mine, care fac muzică. Dar eu fac research pe artiști de când mă știu și să știi că probabil știu mai multe chestii despre The Weeknd decât tine. Da, e posibil, doar că eu n-am cum să nu fiu mai preocupată de asta, pentru că e vorba despre carieră, muzică, e să nu suntem cred. Acolo, ne scăldăm în aceeași... Da, tu și cu Weeknd vă scăldați în același jacuzzi. Despre ce vorbim aici? Despre ce vorbim? Nu. Da, tu și cu The Weeknd în ce vă scăldați? Nu vreau să mă scaldă nimic cu The Weeknd. Vreau să facem chestia asta. Fii atentă. Nu facem quiz. Care dintre noi știe mai multe despre The Weeknd? Ne luăm telefoanele, o asta să căutăm... Asta vreau să zic, dar cu telefoanele. O să căutăm pe Wikipedia sau fiecare pe ce site vrea întrebări despre The Weeknd, pe care super le punem celălalt. Super interesant, șurubel. Să vedem care dintre noi știe mai multe despre The Weeknd, dar căutăm pe Wikipedia, e ok? Păi nu, că eu trebuie să răspund la întrebările tale. Dacă răspund corect, primești punct. Dacă răspund greșit, primești tu punct. Am înțeles. Cool? Hai să vedem. Da. Ok. Hai, do it. Zici tu cu întrebarea numărul 1. Da, eu zic întrebarea numărul 1. Zi-mi cu ce artist are o piesă de pe ultimul album. Un feat de pe ultimul album. Cu care artist? Nu dai variante? Ba da, hai, îți dau variante. Conector. Așa. Nana Muscuri. Așa. Jay-Z sau Lana Del Rey? Meu. Lana Del Rey. Da! Da, ai dat-o. Știai, și, nu? Ai dat-o și ultima variantă, așa, gen... Era clar că aia e... Da, n-am jucat-o. N-ai jucat-o. Deci am unul, da? Da! Care dintre următoarele este un titlu de album The Weeknd? Your Eyes, Mixtape 4, Trilogy sau Mortal Kombat?
Trilogie! Mamă, bravo, este unu, unu. Hai, zi. Eu, da. Zi-mi... ce este The Weeknd? Este interpret, songwriter sau producer? E o singură variantă sau multiple? N-am cum să-ți dau variante de răspuns la asta, că trebuie să... Nu e producer, asta știu sigur. Interpret este. Și songwriter, dar mi-ai pus variante multiple? Ți-am dat variante și tu trebuie să alegi sau să... Nu este interpret. Ok, este și interpret și songwriter și producer. E și producer! Aveam un producer de mult, asta știam. Ce ai pățit, mă, e producător? Bine, ce okay, înseamnă asta? Că asta înseamnă că e 2-1 pentru mine? Atenție, întrebarea mea. Când a trecut Abel Tesfaye la numele The Weeknd? A. Când s-a îndrăgostit prima oară într-un weekend? B. Când a probat hainele mamei sale într-un weekend? C. Când s-a lăsat de școală? D. Când a câștigat echipa lui de fotbal primul meci? Mai zi dată primele două variante? Când s-a îndrăgostit prima oară într-un weekend? Așa. Când... Nu mai știu. Mai știu că le inventase. A. Când s-a îndrăgostit prima oară într-un weekend. B. Când a probat hainele mamei lui într-un weekend. C. Când s-a lăsat de școală. D. Când a câștigat echipa lui preferată de fotbal un meci, primul meci. Când s-a îndrăgostit prima dată într-un weekend. Da? Nu știu. Greșit! Yes! Dacă... Răspuns la 17 ani când s-a lăsat de școală și a plecat într-un weekend and never came home. Serios, da? Da. Uite, învăț. Ți-am citit de pe Wikipedia ce vrei. Da, dar nu am găsit. E 2-2. Eu zic că următoarea întrebare e decisivă. Asta trebuie să fie întrebarea cea mai grea. Dați-i niște timp. Lăsați-o să gândească. Nici nu mai am nevoie de asta. Nu e nicio presiune, nu, stai liniștită. Da, ok. Absolut nicio presiune. Poți doar să pui o întrebare prea ușoară pe care să pot răspunde și să pierzi. Și chiar n-ar fi ok să pierzi, adică e un articol despre okay. Tine pe CokeStream. Da, 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 exact. Când a lansat The Weeknd Earned It? Trebuie să-mi dai variante de răspuns. Pe 15 martie. Dar e pe bune că îmi pui o întrebare cu dată. Da. Decisivă. Pe 15 martie 2015. Nu pot să cred că așa la face. Așa face cu 15 martie. Așa. La începutul verii. Așa. Pe 28 septembrie. Da. Sau pe 23 decembrie. Fii atent, cum fac 50-50. Așa. Și n-are cum să fie 23 decembrie, că era anul trecut. Așa. Și Earned It a fost lansată odată cu 50 Shades of Grey, care a fost anul ăsta. N-are cum să fie septembrie. Nici n-ai zis anul, deci e clar că e inventată asta. La începutul verii sau 15 martie, asta mă gândesc. Când a fost isteria cu 50 Shades of Grey? Pe cine întrebi? Publicul! Întreb publicul! O să zic 15 martie 2015. Ok, în primul rând, nu s-a lansat odată cu filmul, s-a lansat înaintea filmului și era 23 decembrie. Haide, friends! Te-a zborat pe mine! Friends! Gata, nu, ai câștigat, ai super câștigat! Nu, într-adevăr, e foarte tare, Joe! Și pentru asta o să fac o provocare pe care mi-o dau singur și o să cânt unul crede, altul plânge. Una, care, ce face primul ochi? Nu râde? 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 În tine!